Reboi și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, un episod din seria de GTA 5 multiplayer. Suntem pe serverul meu de RageMP. Dacă vrei și tu să te joci, ai un tutorial în descriere cum se instalează. Nu este 5M, este mai bun decât 5M, merge mai bine. Nu cazi prin hartă, ai mai multe frame-uri. Bine, nu cu mod pe costa nebun al meu, dar, totuși, per total, ai mai multe FPS-uri. Cert este că în episodul de astăzi o să găsiți 3 cheițe pentru a vă lua GTA 5 gratis. Fratele vă dă aproape în fiecare videoclip cheițe cu GTA 5 pe care le puteți activa pe Rockstar. Te uiți pe tot parcursul videoclipului și la un moment dat o să apară câteva milisecunde o cheiță pe care o să o copiezi și o să o bagi frumos să îți activezi tu propriul GTA 5 ca să te joci și tu alături de noi. În episodul de astăzi, în afara faptului că ne plimbăm cu această Supra Tesla, cum i-am zis în episodul de trua trecută, superbă, care are stage 2 și care zboară efectiv, vreau să vorbim puțin despre câteva situații delicate întâmpinate pe server. Pentru că am găsit doi măscărici care făceau manevre la poker. O să vă las puțin mai târziu video. Avem și un băiat care nu și-a revendicat PS5-ul. Pentru că pentru cei ce nu știau, am avut un concurs pe server. Hai să scoate și noi zăpadă ca să putem să facem, să-i dăm pizdale că ar veni la această supra bombă. Pentru cei ce nu știau, noi am avut un concurs pe serverul de SAM și un concurs pe serverul de Rage cu câte un PS5 gratis pe care îl puteați câștiga doar jucându-vă. A câștigat un băiat la SAM, el a preferat să-i dau niște bani și să păstreze o PS5. Așa am și făcut, pentru că vreau un PS5 să-l țin pentru atunci când o să se scoată GTA 6. Și un băiat de la Rage, cu doar 3 ore jucate, a câștigat PS5-ul și cu doar cu 5 etichete. Adică el s-a jucat 3 ore și a câștigat un PS5. Ei bine, acesta totul este salvat pe live, deci aveți toate dovezile necesare. Acesta a avut la dispoziție 48 de ore să răspundă. Nu a răspuns, a răspuns după 49 sau 50 de ore și am vorbit puțin pe Discord cu el și nu știu ce să fac. Să-i dăm PS5-ul lui sau să dăm următorul lui băiat care este John? Hai să vedem dacă este și online John. Nu este online. John a avut mult mai multe etichete, a meritat mult mai mult acel PS5, dar nu știu ce părere aveți voi. Pentru că inițial voi ați zis 24 de ore, să-i dăm după aia 48 și am zis că hai să-i dăm 48 de ore să răspundă. I-am dat mail, a răspuns după 49 de ore și acum nu știu dacă să-i dăm PS5-ul lui sau să dăm următorului câștigător care, sincer, ar merita mai mult următorul câștigător să-l ia. Acum rămâne la latitudinea voastră, o să vă las și conversația cu acesta. Salut! Salut! La ce te uiți? La video ăla? La live? Da, mă uitam la live. Știi de ce ți-am dat mail? Da. De ce? Am câștigat PS5. Ok. Când ți-am trimis eu mail-ul ție? Acum 2 zile. Acum 2 zile și vreo 2 ore. Da, eram la muncă și nu prea stau pe telefon. Tu nici nu știai că ai câștigat PS5-ul? Nu, mi-a scris un tovarăș. Am înțeles. Știi pe ce server ai câștigat PS5-ul? Pe Rage. Pe Rage. Cât ai jucat? Păi, intru când vin de la muncă și nu pot să stau chiar mult, dar în timpul liber stau. Sau, nu știu cât mi-am jucat, să zic sigur. Păi cam cât aproximativ te-ai jucat Raid, să obții etichetele alea? Câte etichete aveai așa aproximativ? Nu știu, aveam vreo 10. Da, vreo 15 etichete, cred. Nu știu, dar m-am jucat cu fratele meu, că stăm în aceeași casă, dar doar că nu. Eu s-o ocupa cu munca. Am înțeles. Cum te cheamă pe SAMP? XX Al Capone. XX Al Capone, da? Da. Mhm. Asta e asta nu ține de Rage, dar vreau eu să spun eu câteva întrebări. Bă, Mihai, ăsta e mail-ul tău, da? Da. Ți-au zis băieți, ai intrat pe SAM și ți-au zis: "Bă, vezi că ai câștigat pe Rage PS-ul?" Nu, mi-au scris pe MS. Dacă vrei să dau partajare, nu, să nu, vezi. Nu, e în regulă. Am zis și mie, contul ăsta e făcut de tine? Nu, îți recunosc. L-am primit și mi-a zis să mă joc pe el. Cum adică l-ai primit? Gen, mi l-a dat un prieten. Gratis? Da, fără bani, fără nimic. Am înțeles. Și am făcut averi pe el și acum câteva zile am intrat de am dat la frate meu, că eu n-am mai stat pe ce stat. Avere ai făcut pe el? Că n-ai nicio avere, nimic, n-ai niciun bani, nimic. Am avut Tropic ce? Full. Păi și unde ți-s banii? Gen, le-am dat la frate meu.
Am înțeles. Contul ăsta a trecut prin mâna la mai mulți băieți. Te-a chemat și Mihai și Andrei și Daniel și de toate te-a chemat. Nu știu, mie mi l-a dat băiatul. De Bine, mult. asta nu prea are legătură cu faptul că acum mai mult de 48 de ore câștigat PS5, pentru că eu am dat termen să răspunzi 48 de ore și răspund după vreo 40, 50 ceva, cred că. Păi și Nu l-am știu. pierdut. Nu știu, mai gândesc. Cert este că cel mai probabil o să-l dăm următorului câștigător, adică lui John, pentru că au trecut mai mult de 48 de ore. O să mă mai gândesc și o să revin în caz că l-ai câștigat. Eram atât de bucuros. Știu că erai bucuros, știu. Na, te-ai jucat și tu 3 ore rage, ai câștigat un PS5, cine a răspuns în 2 zile? Eu ți-am trimis mail, na, am arătat totul pe live. Cert este că cel mai de fapt nu cert este că cel mai probabil sigur nu știai că ai câștigat, sigur nu știai și de concursul de pe Rage, adică a fost totul random, te-a izbit norocul random, dar n-ai știut să-ți ridici premiul. Mă gândesc că ce o să facem în legătură cu premiul tău și te contactez. Păi și dacă nu o să câștig PS-ul, nu o să mai câștige nici altceva, sau? Nu înțeleg. Gen, nu-s mai multe premii sau e doar unul? E doar unul. Era unul pentru Sam, unul pentru Rage, dar na, apare nu știi despre ce este vorba. Ai câștigat efectiv random. Deci da, a fost un PS5 la Sam pe care l-a câștigat un băiat și un PS5 la Rage pe care l-ai câștigat tu. Și tu n-ai răspuns. În mai mult de... Ai răspuns, de fapt, dar ai răspuns după 48 de ore. Cât era termenul. Inițial era 24, că așa vorbise cu băieții pe live. Da. După aia am zis 48 și văd că n-ai răspuns. Bam, ia că Enzuca a făcut o cerere de un ban. Am primit notificare pe telefon că cel pe care l-am banat, unul din măscăricii banați, a făcut acum cerere de unban. Nu o să ne chinuim foarte mult cu acesta. Vă dau câteva detalii și vă las în continuare cu videoclipul ca să înțelegeți. Cert este că s-au făcut niște manevre la poker ca să profite de jucători să le ia banii. Și am zis că, bă, nu merge așa. Pentru mine nu e ok. Apropo, voi probabil ați văzut videoclipul cu băiatul cu PS5. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii ce considerați, cum considerați că este ok să-l dăm sau nu, ca să vedem ce facem. Oricum, toate chestiile astea o să încerc să le fac pe live, să fie tot cât mai transparent. Să nu credeți că întrag eu pe dreapta vreun PS5 și v-am mințit că e concurs și nu știu ce. Nu, tată, nu merge așa la mine. Așa că lăsați acolo în secțiunea de comentarii. M-au omorât băieții cu Clan HQ, o să le fac după videoclip. Bun, în continuare vă las cu măscăricii să vedeți cam despre ce este vorba. Eu le fac Clan HQ la băieții mei. Ia uite, e rădu, gata, tata, le fac Clan HQ. Vă pot fratele vas cu videoclipul. Da, voi, avem o situație puțin mai delicată. Este vorba despre un abuz în funcție și o schemă făcută la poker. Nu am Discord. Ok, trebuie să comunicăm. Lasă-l, trebuie să comunicăm cumva, rusule, să facem într-un fel ca să nu plece banul așa din prima și ție și la tovarășul tău. Da, deci jucau băieții, vorbeau pe clan, unul băga all-in, nu știu ce, bă, bagă-te tare, forțează-l, nu știu ce, și ăsta fiind în PD, ID 104, fiind în PD, are cum on duty să-i omoare pe cei din cazino. Doar polițiștii poate să-i omoare pe cei din cazino. Și efectiv, bă, boss, eu mă grăbesc să plec la o zi de naștere, nu am cum să vin acum, diseară, ok. Nicio problemă. Banul 104, unu abuz de funcție. Îi dăm banul ca să fim siguri de faptul că o să vină să discutăm puțin, să vedem despre ce este vorba. Îi dăm și ad pe Discord. Deci da, polițistul putea să-l omoare și omora pe cei de la masa de poker, astfel încât meciul să se termine și să câștige cel care a dat all-in. Bam, nicio problemă. Avem aici dovezile incriminatorii. Deci avem un fel următor. Bă, ne mutăm noi, stai. Bă, ești surd, bagă mult că-l omor. Da, nu cu grabă, da. Trebuie să bage și ei. Ai că da. Ce mai avem aici? Ia. A zis că ne face post și mie. Mai bine dai quit clan și se bagă pe seară. Ai auzit, mă? Mai bine ieși și te bagă iar în clan mai pe seară. Uite ce scheme fac ei aici. Ce învârtel fac ei. Enzu QQ cu Rusu QQ. Lasă că QQ-uri vă dau eu, bă, băieți. Banuri QQ-uri vă dau. Ai, culcat. Banu. 1... Nu, zero ban provizoriu. Până intră băieții să discutăm puțin cu ei ca să fie treaba bună până la capăt. Bine, Nicola, boys, revenim. Bună ziua! Ce mașină ai, Nicule? am luat 3000 de puncte. Ulterior am primit și o explicație de la acesta ce sună în felul următor. Bineînțeles, explicație în scris pentru că nu am vrut voice. Zice așa.
Păi o facem, dar este alegerea mea dacă vreau să vorbesc voice sau nu, deci îți pot explica aici totul, ceea ce este perfect normal. Bine, virgulele și toate astea încerc să le pun eu, încerc să vă fac oarecum un rezumat, încerc să vă explic ce a încercat el să scrie aici, pentru că e foarte greu de înțeles, având în vedere că nu prea a pus semne de punctuație. Mi-a spus să facem asta pe slash că, slash că înseamnă clanul chatului, da? Chatul clanului. Să dau all, adică all in, și el să omoare la momentul potrivit, dar nu știam că o să iau ban. Adică băiatul ăsta se juca poker, ăla era în PD, el dădea all in și era din PD omora pe ceilalți, astfel încât să-i scoată din joc. Asta înseamnă clar abuz de funcție. Accept să-mi rămână banul sau să iau ban 30 de zile sau cât o fi, sau să am minus chips, adică să-i scoatem fisele câștigate, pentru că nu a fost ideea mea și el a venit cu tot și el a venit cu totul, adică cu toată ideea probabil, doar ca să aibă și el ceva pe urmă la asta. Știu că nu a fost corect, dar la fel am pățit și eu, doar că nu era PD și Hitman, în care dacă te omora la fel pierzi mâna de la poker. Se referă faptul că probabil poate să te omoare un Hitman în timp ce ești în casino, în timp ce te joci poker și pierzi mâna, dar Hitmanul nu prea are voie sau nu o să aibă voie să pătrundă în interiorul casinoului, pentru că o să fie văzut cumva. Sau o să facem noi ceva astfel încât să nu poți fi omorât de Hitman în timp ce ești în mâna în desfășurare, sau să mori după ce-i terminat mâna sau ceva de genul ăsta. Și zicem felul următor: ideea e că ori de era el, ori îl lua un Hitman anonim, tot aia e. Eu îmi cer scuze pentru că m-am luat după el și fără să știu că o să iau bani. El mi-a spus că să iau maxim Faction Noir. Hai că Faction Noir, că tu crezi că mie îmi plac măscăricii ăștia, tată. Măscăricii ăștia îmi plac mie, care fac scheme de astea pe server, care creează certuri, toxicitate, care creează fel și fel de neplăcere altor jucători. Eu nu am nevoie de așa ceva, tată. Ca să ne înțelegem, nu am ceva în regulament care să fie 100% mulat pe ce avem noi, pe situația actuală. Dar eu ca owner, ca deținător al serverului, îmi asum și îmi rezerv dreptul de a te elimina de pe această comunitate, pentru că eu consider că aduci mai mult rău decât bine, adică faci mai mult rău. Creezi dispute, pui lumea pe jar, generezi nervi și eu n-am nevoie de astfel de persoane. Băiatul ăla a abuzat de funcția de polițist ca să tragă în cazino, ca să profitați voi să faceți câteva sute de milioane sau miliarde, ceea ce nu mi se pare ok. Așa că eu prefer să vă scot pe amândoi, să vă dau interdicție pe comunitate sau să vă banez conturile astea, să fiți sănătoși amândoi din partea mea, să fiți iubiți, dar eu n-am nevoie de astfel de băieți pe comunitate care să deranjeze bunăstarea serverului. Având în vedere că serverul la momentul actual avem o comunitate destul de bună pe serverul ăsta de rage. Nu sunt atât de mulți toxici, oricum pentru cei rămași, pentru toxicii rămași o să facem ceva, o să vă anunț în următoarele videouri, dar pentru comunitatea asta care este de peste 20 de ani, media de vârstă este de peste 20 de ani, eu prefer să elimin gunoaiele astea care afectează și cred că voi o să-mi dați dreptate. Sau băiam pentru abuz, deci mare parte a fost din a lui și îmi cer scuze pentru ce am făcut și pentru că m-am luat după el. Aștept un răspuns din partea ta pentru că am spus tot ce aveam de spus. Deci în situația actuală prefer să scăpăm de ăștia doi măscărici și să-i lăsăm banați permanent pentru moment. Dacă voi aveți altă părere, vă rog să lăsați în secțiunea de comentarii. Am putea să-i debanăm sau să-i banăm doar 30 de zile și să le confiscăm averea lor, să fie scoase la licitații. Ideea e că unul dintre ei n-are nicio mașină, n-are nimic. Unul are mașină pe care vi le-am prezentat, acestea două, un C63 bombă și acest Challenger plus un RG de pe Samp din creditul Nostalgia. Acum, rămâne și la latitudinea voastră să vedem ce facem. Oricum, averea o să le fie confiscată 100%. Până una alta, ne mai bucurăm de mod pe ăsta bombă pe care îl avem. Zilele următoare urmează să-mi vină și PC-ul. Așa că, boys, sper că v-a plăcut episodul și să nu lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră ce ar trebui să facem cu astfel de măscărici. Boom! Totodată vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă ați reușit să luați una din cheițe, să mulțumiți acolo și tot ce pot să vă zic e că vă pupă, fratele, și ne vedem curând cu noul update. O să vină într-o două săptămâni, 10, 15, 20 de zile muncim la noul update. Nu vreau să vă dau spoilere, ideea e că o să conțină robul ăla pe care vi l-am promis mult, dar mai mult de atât nu vă zic. Vă pupă, fratele, salut!